Bun găsit! Astăzi v-am adus la teatru. Vom afla istoria acestei clădiri construită în stil baroc rococo. Primul spectacol de teatru a avut loc aici în urmă cu aproape 100 de ani. În secolul al XVIII-lea, în cetatea veche, veneau din când în când actori ambulanți care îi distrau pe clujeni cu reprezentații sub cerul liber. În 1792, nobilii și intelectualii maghiari au înființat o societate teatrală, adică au plătit artiști locali să joace permanent spectacole. Dar istoria Teatrului Național Lucian Blaga începe abia la debutul secolului 20. Atunci, guvernul de la Budapesta a decis să construiască un sediu pentru cultură și artă în fosta piață de lemne a Clujului. Clădirea aceasta a fost construită între 1904-1906 de o celebră firmă austriacă, Fellner și Hellner, deci o firmă care purta numele celor doi proprietari. Mai era numită această firmă și fabrica de teatre, deoarece au construit într-o perioadă relativ scurtă, 30 ceva de ani, 48 de teatre în întreaga Europa. Punctul cel mai estic l-a constituit Odessa. În țara noastră au mai construit teatru de la Iași, Oradea și Timișoara. Clujul este ultimul. Clujul era într-o efervescență culturală, bineînțeles la început economică. Este sfârșit de secolul XIX, este un boom economic, ceea ce se vede și în boomul imobiliar. Chiar piața în care filmăm noi acum, marea majoritate a clădirilor au fost realizate în această perioadă. Clujul istoric, clădirile care le vedem, sunt marea majoritate stil secesion în acea perioadă. Deci, eu mă refer la Cluj. Sigur, a fost o perioadă de avânt economic, cultural, bineînțeles, și din punct de vedere științific, mă refer la Universitatea Clujană. Dar a vorbit de un teatru clujan, trebuie să începem cu începutul. Să facem o scurtă, este neapărat sau necesar să vorbim de acest lucru, un scurt istoric al teatrului din Cluj. Prima dată, teatrul din Cluj, sau primele, să zicem, scenete, au fost realizate în clădirea mănăstirii franciscane, claustru, în care Gabriel Bethlen, un principe despre care noi am vorbit, a asistat la spectacolele realizate de studenții de atunci ai colegiului reformat, era în acea perioadă. Apoi putem vorbi de cele două case de la numărul 20 și 21 din Piața Unirii, care în perioada respectivă avea un pod comun cu un pinion, cu o deschidere spre stradă, așa într-o formă de A, și un celebru personaj a Clujului de sfârșit secolul XVIII, Felvinții, își realiza spectacolele în podurile acestor case, iar publicul, bineînțeles, era plasat în Piața Unirii, normal că nu avea acest aranjament care era de în contemporaneitate. Apoi, ca și clădire, există și o plachetă pe strada Napoca astăzi, cu anul 1792, acel Palat Redei, care în perioada respectivă, mă refer anul 1792, a aparținut doamnei Mihailin Redei, care a avut un rol important, născută Banfi, și care în sala de bal a realizat un teatru. De fapt, este considerat primul teatru din Ungaria de atunci, pentru că atunci nu vorbim de România, devansând teatrul de la Budapesta sau de la Pesta, care a fost făcut în 1814. Este o plachetă pusă de către urmașa ei, Johanna, tot Redei, în anul 1892, când au celebrat centenarul teatrului. Dar un lucru esențial, teatrul, să spunem, funcțional modern, primul, a fost realizat pe actuala stradă Mihail Cogălnicianu, locul în care astăzi se află Auditorium Maximum, sau fosta Casa Universitarilor, un edificiu construit între 1804-1821, extrem de frumos pentru acea vreme, pentru că avea o capacitate de 800 de locuri, avea două etaje cu loje, 15 la parter, 17 la etajul 1, 18 la 2, dar acest edificiu
A fost refăcut la mijlocul secolului XIX de un celebru arhitect de care noi am vorbit, Anton Kagerbauer, iar proiectat a fost, am uitat să spun, de Anton Alvoldic, care și de ăsta am vorbit, de acest arhitect. Pe urmă, teatrul sigur s-a degradat și era necesar să se realizeze o nouă construcție, pentru că am vorbit de boom-ul economic. O să mă întreb, până a se realiza construcția pe care o vedem și astăzi, sigur, trupele de actori își desfășurau activitatea. Au fost două locuri provizorii. Unul în Palatul Telechi, unde pe strada sau în Eroilor numărul 1 sau Piața Unirii numărul 31 a fost o locație și a mai fost o locație a teatrului, casina, vechea casina Clujului, una dintre ele, la numărul 16. La numărul 16, tot pe Bulevardul Eroilor. Acum, aici este o poveste interesantă și cu multe, să spunem, intrigi, ca o telenovelă, construcția acestei clădiri. Este clar că este o clădire în tip stil secesion, dar are și neobaroc, mai ales în interiorul său. Cum s-a ajuns la această construcție? Cei doi reprezentanți ai firmei, Frederick Wellner și Helmut Helmer, care erau doi reprezentanți ai Ringstrasse, adică ce înseamnă Ringstrasse? Pornește conceptul din Viena, datorită faptului că în Viena s-au construit edificii culturale lângă zidurile vechii cetăți ale Vienei. Aici, la fel, clădirea va fi construită pe locul unui fost târg de lemne la sfârșitul secolului al XIX-lea. Am mai spus și data trecută că această piață în secolul XVIII era cam teren viran. Dar de ce s-a construit în locul acesta? Pentru că au mai fost ipotetic posibile locații. Actuala piață Mihai Viteazu, actuala piață Lucian Blaga. Nu s-au putut, pentru că piața Mihai Viteazu este strangulată, mă refer într-o viziune arhitectonică, de strada Gheorghe Bariciu. Mă refer, apoi piața Lucian Blaga nord-sud este blocată, era și atunci cu o grămadă de case, strangulată de actuala stradă a clinicilor, strada Mico fostă. Înainte de a se pune piatra de temelie a teatrului, a avut loc un eveniment pe care Moara de Bârfe, din Cetatea Veche, l-a măcinat mult timp. Acum la construcție, firma aceasta a fost, având în vedere cartea ei de vizită, și erau foarte practici, construiau rapid, construiau temeinic. Nu s-a dat un concurs. Arhitecții maghiari din Cluj au protestat împotriva acestui fapt, s-a iscat un conflict, putem spune și interetnic, pentru că în acea perioadă exacerbat, trebuie să recunoaștem, naționalismul și populația majoritară maghiară a Clujului contesta această firmă austriacă. S-au făcut proteste, dar până la urmă primarul Clujului, Gezos Vacina, ăsta era de origine slovacă, și notarul șef, tot un reprezentant al familiei Esterházy, s-au dus la Budapest, au avut o întrevedere cu primul ministru Tisza István. Ăsta a fost un tip capabil, foarte practic. A zis, domne, firma asta construiește rapid, bine, cu instalații, cu protecție împotriva incendiilor, ce să tot o mai lungim? Și bineînțeles, a dat avizul, i-a lămurit și pe cei doi edili ai Clujului și s-au început construcțiile. E, bineînțeles, s-a făcut un compromis. Toate firmele care au realizat tinichigerie, tâmplărie și alte lucrări adiacente unui astfel de edificiu erau fie din Budapesta, fie din Cluj, erau firme maghiare. De-a lungul timpului, edificiul cu fațade eclectice și bogat ornamentate a suferit mai multe transformări. Clădirea a fost extinsă spre sud. Mai mult, au fost demolate două statui care reprezentau personalități controversate. Acum suntem în fața clădirii teatrului. Acum, inițial, nu arăta așa nici acest spațiu cu cele două cărări. În primul rând, era mai larg. Era tot construit din piatră, mai larg, pentru că ulterior s-a lăsat loc acestei străzi, acestei artere foarte importante a Clujului. Important a fost tot timpul, pentru că ajungea la poarta de mijloc. Ce se întâmplă? Cum vezi, intrarea are trei portaluri. Trei portaluri, are două turnulețe, două nișe, iar pe axul central este o liră. Lira respectivă este simbolul unui loc cultural.
În nișele respective nu erau muzele teatrului și a muzicii de acum, Talia și unii spun că este Euterpe, muza poeziei, alții spun că este Persihora, muza cântecului și dansului. Dar oricum sunt, și mai este și Apollo, dar să-ți povestesc eu imediat. Ei, inițial erau două personalități clujene. Unul era Miklos Veseleni, unul din familia Veseleni cu... asta e foarte interesant, aici pot să spun o picanterie. El avea sediu la Jibou și a fost încarcerat de Iosif al II-lea pentru că s-a luptat cu un rival de-al său, cu un conte Haller, efectiv și-a înarmat iobagii și a trecut la bătălie. Un lucru care contravenea legilor imperiale de atunci. Dar el a fost un sprijinitor al teatrului. A fost un sponsor al teatrului ăla de care am vorbit din 1792. Îi plăcea, avea pasiune, a dat bani. Și nu numai asta, că a creat două trupe, iar trupa plecată de aici, o trupă de ardeleni, de actori ardeleni, bineînțeles maghiari, a fondat teatrul de la Pesta din 1814. Deci el era într-una. Pe urmă a fost baronul Jelzico, acest baron cu sediu la Surduc, tot în Sălaș. El era în nișa unde era pe vremuri, unde este acum Persihora, muza dansului, deci în dreapta. Aceste două statui au fost demolate în 1919, cu și cu scop, pentru că acest baron, mă refer la Iușica, a fost participant al, în cadrul Revoluției de la 1848-49, în armata generalului Bem și... Nu avem noi românii de sentimente deosebite și mai ales față de activitatea lui, deși ar trebui să o privim echilibrat și echidistant, că a fost un promotor al culturii. Dar oficialitățile în 1919 așa s-au gândit și au dat jos aceste statui. Realizate de un sculptor celebru atunci al Clujului, Sesac Francisc. Foarte puțin se mai știe de el astăzi. Acum, intrarea, cum s-a zis, erau cele trei portaluri. Sus, apropo, pe turnurile respective, tot acest sesag le-a făcut, au fost reconstituite, o să vorbesc eu când. Erau două caluri, care alegorice, deci astăzi sunt carele alegorice acolo. Acum, tot personaje mitologice. Unii spun că e Apollo și Talia, alții Apollo și Persihora, alții Euterpe, în fine, nu asta are importanță. Este o leoaică și doi lei, iar aceste statui, la un moment dat, în perioada comunistă, erau în pericol de a fi demolate și era un proiect fantezist să se facă un fel de colonadă care ar fi stricat total aspectul acestei clădiri. S-a revenit. Ele sigur că au fost restaurate de un sculptor iară puțin cunoscut, rus, Batin. Batin pentru că era din localitatea Batin de lângă Ungureș, care a restaurat aceste statui și nu numai că le-a restaurat, dar a contribuit la actualele statui care reprezintă, el le-a realizat, muzele teatrului și muzicii. Acum, clădirea în sine avea o sală de... o sală pentru public, deci de intrare, sala propriu-zisă și sala cu, să zicem, o grămadă de accesorii, cu o grămadă de cabine, care era chiar în spate. Sala propriu-zisă era foarte frumoasă, la început era numai construită numai din piatră, acum e din marmură, că a mai fost refăcută și la un moment dat, la mezanin, se despărțeau cele două cărările, pentru că trebuie să spun că teatrul are două ranguri, adică cu loje, și parterul de jos, și se mergea spre lojele respective în serpentină, în stânga și în dreapta. Capacitatea lor, a lojelor, era însemnată la început capacitatea întregului edificiu. Era de 900 de locuri, apoi s-a lărgit la 1300. Și foarte interesant că jos, la parter, erau fotolii. În spatele fotolilor erau două loje, dar în picioare. În picioare, care aveau 200 de locuri. Acum mă refer mai mult la perioada de început și la perioada interbelică. O să revin să-ți povestesc niște lucruri foarte interesante din perioada interbelică. Acele locuri, sigur, au mărit capacitatea teatrului. Acum acolo s-au construit niște cabine care...
au rolul pentru a regla lumina, sunetul și alte probleme care țin de staful teatrului. Foarte interesant, teatru n-are o lojă oficială. Nu are. Seamănă mult cu teatru din Iași, realizat tot de aceeași firmă, dar sigur nu, teatru din Iași n-are două ranguri de lojă, numai unul. Scena este dirijată de un turn așa de 20 de metri, unde foarte repede se schimbă scenografia, mă refer, pentru scenograf. Corul este mascat în față, corul cu dirijorul, și nu numai corul, și orchestra. Este un loc, să zicem, un fel de demisol, care se vede numai de sus, unde sus este un balcon. Un balcon foarte spațios. Noi când eram studenți și aveam abonamente la teatru, acum nu știu dacă mai au studenții, îi spuneam la Cucurigu, că era mai ieftin. Și de acolo vedeai toate aceste aspecte ale teatrului. Acum, sus era un candelabru, este și acum un candelabru foarte mare, care intra aerul cald. Dar atenție, și firma constructoare, când a proiectat clădirea, a proiectat de așa natură ca aerul cald să intre și de la pardoseală, iar mai târziu s-a perfecționat să intre de la candelabru. Mai puțin în perioada deceniului 9 a secolului 20, epoca Ceaușescu de sfârșit, când îngheța în teatru. Deci, era un frig de trebuia să stai cu hainele de iarnă pe tine când intrai, din cauze de economie. Teatrul între timp s-a lărgit. În 1948 s-a făcut un proiect care s-a pus în aplicare în 1958. Fațadele, porțiune laterale, care trebuie să spun că sunt încadrate cu geamuri destul de spațioase, dar ele sunt puțin mascate. Ce s-a întâmplat? S-a refăcut după proiectul inițial, dar calitatea materialului a fost extrem de proastă, de aceea a mai avut loc o operațiune de restaurare încă în 2006, în 2007, 2008, 2009. S-a respectat proiectul inițial? Proiectul inițial, da, s-a respectat, s-a lărgit. Sigur, s-a mai avut în vedere refacerea parcului. Astea tot autoritățile românești l-au făcut, parcul din spate care îl avem, pentru că aici era locul acelui parc Elisabeta. Trebuia să aibă această citadelă a Clujului și un parc. Ei, parcul la un moment dat a fost făcut foarte frumos. Este parcul care este astăzi în piața Ștefan cel Mare, dar la un moment dat a fost lăsat de izbeliște și vegetația așa de mult a crescut că nu s-a mai putut vedea imobilul. Asta a fost în 1958. Ce se întâmplă? Scările s-au înlocuit cu marmură. Acum, ceea ce vedem noi din mobilierul ce este prezent înăuntru teatrului nu este cel original. Sunt multe, este și normal, foarte puține lucruri, probabil niște fotolii și niște scaune, care sunt într-adevăr, dar cred că sunt la recuzite. Nu știu dacă mai sunt, nu cred că mai sunt folosite. Teatrul, trebuie amintit că primul director a fost celebrul acel Ieno Ianovici, care a fost și un pionier al filmului din Cluj și care, după ce s-a mutat teatrul aici, aici a funcționat până în 1919 Teatrul Maghiar. Teatrul de vară era teatrul de care am vorbit când am vorbit de Parcul Mare, actualul Teatru Maghiar, o clădire construită prima dată în 1874 din lemn și pe urmă 1910 este nucleul clădirii care o vezi și acum, care a fost restaurată în 1960-1961. Teatru Maghiar, care funcționează. Un lucru important și aici s-a creat ca și la Teatru Maghiar, care atunci avea funcționalitatea de teatru de vară, o sală studio. Acolo în 2008, aici sala Euforion, care și ea este într-o restaurare, are cam 100-150 de locuri și se țin spectacole de anvergură mai mică, nu de o mare amploare. Anul 1919 a adus în viața teatrului o schimbare așteptată de toți românii din Transilvania. Clădirea a trecut în patrimoniul Consiliului Dirigent Român. În cinstea acestui eveniment, Zaharia Bârsan, primul director al instituției, a scris și a pus în scenă două piese remarcabile.
din 1919 teatrul va fi va intra în componența statului român datorită lui Tiberiu Bredicianu, trebuie amintită figura lui, și datorită marelui corifeu al Unirii, Onisifor Ghibu, care a locuit, am uitat să spun treaba asta când am vorbit de Barcu Mare, a locuit la numărul 17 pe actuala stradă Orhan Iannoș. Cei doi reprezentanți ai Consiliului Dirigent au realizat trecerea acestui edificiu în cadrul administrației românești, iar primul director a fost Zaharia Bârsan. Acesta a fost și director, deci manager, a fost și regizor, a fost și actor, deci pluritalentat. Primul spectacol are loc la 1 decembrie 1919, oficial, în cadrul statului român, intră la 14 mai 1919. 1 decembrie, cu două spectacole scrise de acest Zaharia Bârsan, Poemul Unirii și Zor de ziua sau Se face ziua. Sunt primele spectacole în limba română, pe Zaharia Bârsan. Deci, nu este... Și pe urmă a avut loc un spectacol Ovidiu după piesa lui Vasile Alexandri. Aici a funcționat și opera. Primul spectacol cu o scenografie românească a avut loc, îți spun precis, data 25 mai 1920, Aida de Giuseppe Verdi. Acest Zaharia Bârsan a fost urmat de un alt important director, Victor Eftimiu. De asemenea, de celebrul Victor Papilian, acesta a fost un medic renumit al Clujului, care avea extraordinare aptitudini pentru cultură și artă și s-a preocupat extrem de mult. Și el și fiul său, care era Victor Papilian Junior. Ulterior, acest edificiu, în 1940, odată cu cedarea Ardealului, se mută la Timișoara. Dar înainte de a se muta la Timișoara, având în vedere că în Ardeal nu erau multe teatre, trupa românească de aici a făcut o serie de turnee extrem de apreciate în acea perioadă. De asemenea, în perioada refugiului 1940-44, trupa de teatru a clujenilor a realizat extrem de multe turnee care au fost foarte bine privite, gândește de o perioadă nefastă pentru istoria patriei noastre. Revine teatru, da, bineînțeles, revine la matcă și piesele care vin acum, va fi o perioadă grea, perioada proletcultismului, perioada stalinismului, dar are loc o perioadă de relaxare, când nu trebuie să uităm, ca director, acum nu pot să ții numere pe toți, dar figuri importante, a fost celebrul actor care trăiește și astăzi, Dorel Vișan, alt celebru actor, Anton Tauf, pe urmă, actualmente managerul este Măniuțiu, un reputat regizor care din 2010 administrează acest teatru. De asemenea, teatrul a cunoscut, a avut mari actori. Dar hai să amintim actor clujeni, Melania Ursu, actrițe, Silvia Ghelan, Marius Bodochi. Foarte important, pe una dintre lojele de la rangul 2 este imprimată stela, adică stema oficială atunci a Clujului, cea cu 3 turnuri, nu cea de acum. Deci este una din ipostazele stemei Clujului expuse pe una dintre lojele clădirii. Interior, mă refer. În exterior vedem aici transformările care au fost făcute și două statui care apar ulterior, dar nu sunt puse aiurea. Este statuia lui marelui poet național Mihai Eminescu, realizată de Ovidiu Maitec și expusă aici în 1976, și o statuie care reprezintă pe Lucian Blaga, care a fost realizată de Romul Ladea sau Romulus Ladea, pus acolo în 1986. Ladea moare în 1970, dar statuia e pusă. Și nota bene, teatrul poartă numele astăzi Teatrul Național Lucian Blaga. Deci au fost puse aceste statui? Păi se știe activitatea marelui poeta nostru Mihai Eminescu în cadrul vieții teatrale românești. Și de asemenea, Lucian Blaga, în premieră, toate operele lui Blaga s-au jucat pe scena acestui teatru.
Și ăsta este motivul de ce a fost expusă această statuie aici. Am vorbit acum mai mult de teatrul, dar haideți să vorbim câteva cuvinte despre opera din Cluj, care am spus că a avut primul spectacol în 1920 cu Aida. La un moment dat este pus ca director un mare specialist, Constantin Pavel, urmat de un alt mare specialist în domeniu, Dimitrie Popovici Bayreuth. E acest specialist care a organizat extrem de bine, după sistem austriac, opera română, a avut ca angajat una din figurile cele mai pitorești ale operei, Traian Grozăvescu, născut la Lugoj în 1895, un talent extraordinar, considerat cel mai mare tenor al României din perioada interbelică și unul dintre cei mai mari tenori ai acelei perioade. Dar era un tip foarte boem. Îi plăceau chefurile, îi plăcea cânta pentru public pe gratis, chiar în centrul Clujului. Se știe foarte bine că se urca pe una din trepțile statuii Lupoaicei, care era expusă atunci în fața statuii Matia Corvin, și cânta pentru publicul clujan ad hoc. Nu prea venea la fix la repetiții. Și până la urmă i s-a desfăcut contractul de muncă de către Popovici Bayreuth, pentru că nu putea să tolereze lucrurile acestea. Ei, el ajunge în Viena, unde este angajat al operei din Viena, unde va cânta la Berlin. Dar ghinionul său, că era un tip și atrăgător, înalt, frumos, cu carismă, a avut o nevastă extrem de geloasă și când a trebuit să meargă să susțină un concert la Metropolitan, avea 31 de ani, această soția sa, Nelly, îl împușcă în fața surorii sale, surora lui, din gelozie, cu un glonț în ceafă. Tenorul mare, instantaneu, se face un proces acestei criminale, dar până la urmă este absolvită de orice vină din faptul că era considerată lipsită de discernământ. Alții spun că avea discernământ, dar gelozia i-a întunecat mințile. De asemenea, aici am avut cântărețe celebre, Ana Roja Vasiliu, cunoscută în perioadă, Lia Hubic, Suzana Bosica și acum aș fi nedrept să enumăr o serie sau să las în afară o serie de mari artiști ai acestui edificiu, care clujenii ar trebui să le aducă o recunoaștere prin mai larga participare la spectacolele de acum ale operei române sau ale teatrului român, pentru că această instituție este cartea de vizită a unui oraș. Un oraș cum e Cluj, un oraș universitar, trebuie să aibă și o operă și un teatru pe măsură. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.